s confruntă cu surori. Există în cuvântul lui Dumnezeu o fascinație chiar a lui Dumnezeu cu grădini. Lui Dumnezeu îi plac grădinile. În ceea ce noi percepem ca fiind cea mai emoțională carte a scripturilor. Cântarea cântărilor. Autorul înțeleptul. În fiorii iubirii divine față de poporul său. Și aici putem să vorbim și despre poporul. Domnului din vechiul legământ și despre poporul Domnului din nou legământ. Mereu și mereu se face referință la o grădină frumoasă, la o grădină împodobită, la o grădină unde preiubitul dorește mereu și mereu să meargă. Este mediul ideal. În cărțile profetice, atât în sensul pozitiv al cuvântului, cât și în sensul negativ al cuvântului Dumnezeu, așează pe poporul său, consideră pe poporul său o grădină. Pe care a așezat-o, pe care a îngrădit-o, pe care o protejează, pe care o slujește, pe care o binecuvântează, pe care o îmbogățește, pe care o înfrumusețează. Și atunci când căderea poporului Israel a ajuns la apogeu, se lamentează profetul. De fapt, Dumnezeu vorbește prin profet și spune, i-au căzut gardurile, s-au prăbușit gardurile. Și grădina a fost năvălită și pustită. Există o grădina a creației. Numită Eden, în Ezechiel, cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo, în acest Eden, s-a petrecut, înainte de căderea omului, marea cădere a lui Lucifer. Era strălucitor în Edenul lui Dumnezeu. Eu cred că există un Eden în Paradisul lui Dumnezeu. Edenul pământesc a fost o proiecție, o imagine în fizică, în dimensiunea materială a Grădinii lui Dumnezeu paradisului Dumnezeu Etern. Și grădina Eden, în loc să rămână grădina creației. Grădina unde Dumnezeu este marele artizan. Cu simțul estetic a frumosului. A devenit grădina căderii, în Geneza capitolele 2 și 3. Este grădina unde Dumnezeu l-a așezat pe om să fie fericit într-un mediu perfect. Acolo, în grădină, i-a dat o interdicție ca să-și păstreze statutul, să-și păstreze fericirea, să rămână pentru totdeauna în această grădină, să nu cunoască suferință, boală, necaz, durere, ci un sens de siguranță perpetuă. Să, cunoască, să, nu cunoască îmbătrânire și să nu cunoască niciodată moarte. e fapt, foarte interesant, prima oară în cuvântul lui Dumnezeu este introdus conceptul morții. În această interdicție, nu mânca din pomul oprit. Ai la dispoziție toată grădina. Pentru că l-a creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a așezat în grădină opțiunea neascultării. Pentru că vorbeam duminica trecută despre faptul că nu există libertate absolută. Avem dreptul să ne alegem stăpânul. Odată ce l-ai ales pe Domnul, îi împlinești voia Lui. Dacă nu-L alegi pe Domnul Iisus Hristos, că probabil nimeni nu o să spune eu, eu aleg pe satan foarte puțini oameni fac pact cu Satana, au o cădere atât de adâncă în răutatea lor încât intră într-o închinare demonică deliberată. Dar din oficiu a întoarce spatele Domnului Isus Hristos înseamnă să l alegi pe cel rău și Biblia spune că nici oamenii care sunt în lume nu au parte de libertate pentru că toată lumea zace în cel rău atunci când cărturarii și farisei au spus, noi suntem liberi și Domnul nu i-a contrazis că nu sunt liberi pentru că stăpânesc peste ei romanii și au fost înrobi de-a lungul istoriei lor. Dar Domnul le spune, fiecare îl reprezintă pe tatăl său și tatăl vostru. Ia Avram doar din punct de vedere pământesc, dar de fapt voi îl aveți ca tată pe diavolul pentru că faceți voia lui. Or, în grădina Eden a existat această interdicție prin care Dumnezeu a încercat să protejeze omul de cădere. A venit ispitirea prin șarpe, prin primul căzut din creație, înșelarea, neascultarea, actul propriu-zis al neascultării, urmat de blestem, și în cele din urmă, alungarea din această grădină. Asta a fost grădina creației și a devenit grădina căderii. Dumnezeu a așezat o barieră la intrarea în grădină, eruvim, cu o sabie înfocată, care să nu permită omului să intre în această grădină, pentru că în grădina aceasta era mai departe pomul vieții. Și omului i s-a retras accesul la pomul vieții pentru ca să poată experimenta moartea, consecința naturală a păcatului și a neascultării. Asta este grădina Eden. A doua grădină care se leagă de grădina Eden. Pentru că odată cu blestemul, în grădina Eden, în grădina căderii, a fost făcută o promisiune, o profeție. Că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și șarpele îi va zdrobi călcâiul. Vă spuneam odată despre acest conflict perpetu între călcâiul Domnului și capul diavolului. În toată istoria, capul diavolului, dacă citiți, urmărește călcăiul Domnului. Noi am crezut că atunci când s-au născut uriași și s-a contaminat genetic uh, umanitatea, lucrul ăsta a avut de-a face cu ce? O tentativă de a compromite creația în așa fel încât Domnul Isus Hristos să nu se mai nască pe Pământ. Când diavolul, de-a lungul istoriei, a încercat să distrugă tronul monarhic al împărăției lui David, a fost pentru ca să nu se poată împlini profeția că din seminția lui David se va naște un rege. Când diavolul a încercat să nimicească națiunea Israel în mod total, culminând cu Estera, este pentru că diavolul a vrut să anuleze profeția care spunea că în Israel răsare o lumină, în Iacov. Este capul șarpelui care urmărește călcâiul Domnului. În momentul nașterii Domnului Isus Hristos, pe parcursul copilăriei Lui, în sfârșit până la cruce, Întotdeauna, unde găsim călcâiul Domnului, urma pașilor Mântuitorului, nu departe, este urmărit de capul șarpelui. Or, acum ajungem în grădina Ghețiman. Capul șarpelui este foarte aproape de călcâiul Domnului. Și grădina Ghețiman este o grădină a confruntării. Noi interpretăm că la cruce este marea confruntare și este. Pentru că dacă grădina Eden este grădina creației, grădina Ghețiman este grădina crucii, care îl duce pe Domnul Iisus Hristos la cruce, este direct legată de cruce. Dar înainte de consumarea actului jertfei, Mântuitoarea Domnului Isus Hristos are în prealabil loc confruntarea din Ghețiman. În Matei 26, Marcu 14, vedem agonia Mântuitorului. Și chiar dacă trebuie să repet, vă aduc aminte, acolo se manifestă plenar umanitatea lui. Trebuia să se vadă că este om și care, instinct de conservare, de supraviețuire și că natura lui umană se răscoală, se răzvrătește împotriva durerii, cuielor, suferințelor. Trebuia să dovedească faptul că e om. Acolo, în mod plenar, se manifestă divinitatea lui pentru că trebuia să bea paharul păcatelor, mizeriilor acestei lumi și desăvârșirea lui trebuia să fie îngrețoșată față în față, cu faptele murdare ale omenirii. Și acolo trebuia să se demonstreze că nu există o altă cale. De aceea întrebat dacă este cu putință și n-a fost cu putință. Dragii mei, vă dați seama de enormitatea acelui moment în care călcâiul trebuie să rămână la îndemâna capului Șarpelui. Pentru că fără să fie zdrobit acest călcăi, era imposibilă mântuirea noastră. Și în urma acestei conversații între fiu și tată, Domnul Isus Hristos dă dovadă de ascultare. Și ne dă un model al ascultării. Dar grădina aceasta este și o grădină a apatiei ucenicilor, care în punctul culminant al acestei confruntări se așează să doarmă. Am sentimentul de multe ori că trăim grădina Ghețimani în grădinile bisericilor noastre astăzi. Când este gata să se petreacă o altă conflagrație de proporții globale. Între inamicul Domnului Isus Hristos, care reprezintă pe diavolul, posedând cea mai odioasă ființă care exista vreodată în omenire și care stă să apară la controlul pupitrului de comandă omenirii. Anticrist. Este arătarea diavolului cu puteri mincinoase. Niciodată în istorie diavolul nu s-a manifestat într-un asemenea mod cum se va manifesta. Și vreau să vă spun, stimați frați, că este din nou confruntarea între capul zdrobit care mai mișcă și călcâiul Domnului pe pământ. Care a fost momentul în care Hristos a fost vulnerabil în viața lui pe pământ? Umanitatea lui. Și momentul crucii când și-a pus călcâiul la dispoziția diavolului să-l poată mușca. Vreau să vă spun că la ora actuală Biserica Domnului Iisus Hristos este călcâiul vulnerabil al împărăției lui Dumnezeu, pentru că noi trăim în trup. Și Biblia spune că diavolul răgnește ca un leu, caută să-i înghită, dacă este cu putință chiar pe cei aleși, va produce lepădarea de credință a multora și răcirea iubirii a celor mai mulți. Și pentru că suntem vulnerabili, ca să nu cădem în ispită, pentru că Edenul a fost grădina căderii, să ne ferească Dumnezeu Ghețiman să fie grădina căderii pentru noi. Au adormit și Domnul Iisus Hristos a venit un ceas, n-ați putut să vecheați împreună cu mine, ce starea asta de moleșală, de apatie cu voi, pentru că trupul este neputincios. Duhul poate fi plin de râvnă. gheați și rugați-vă, fiți vigilenți, fiți treji, ca să nu cădeți în ispită. În vreme ce pentru Domnul Isus Hristos, grădina Ghețiman, este grădina în care călcâiul lui s-a pus la dispoziția capului să fie strivit, știind că va aduce mântuirea noastră că va fi zdrobit călcâiul acesta prin prigoană, prin persecuție, prin anihilare fizică, nu e o problemă, fraților, e o onoare, e o cinste pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne pună epoleci în slavă, să intrăm pe străzile gloriei, nu târându-ne, ci cu capul susplin de slava lui Dumnezeu, biruitor în marea luptă. Pentru adevăr, și pentru credință. Însă dacă se petrece căderea la nivel spiritual, doar noi suntem de vină. În grădina Ghețimani era Domnul, în grădina Ghețimani era rugăciunea Domnului, în grădina Ghețimani puteau să se umple de putere să vegheze și să biruie. Dar așa, zice Biblia, că toți s-au risipit și Petru, sărmanul, s-a lepădat. Și Domnul spunea, satana va cerut să vă cearnă. Ghețiman este imaginea acestei cerneri. Dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Îmi vine a treia grădină despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, perspectiva jertfei Domnului Isus Hristos, este Grădina Mormântului. Grădina Mormântului este Grădina Căutării. Dacă grădina Eden este grădina căderii, dacă grădina Ghețiman este grădina confruntării, de la Ghețiman merge la cruce, călcâiul este zdrobit și plătește prețul pentru mântuirea noastră. Capul este zdrobit și nu mai rămâne decât răcnetul de el. Pentru că în mod normal, capul șarpelui n-ar mai trebui să aibă putere în viețile noastre să ne ispitească, să ne înșele și să ne ducă la cădere. Asta se întâmplă doar pe fondul apatiei noastre. Dacă suntem treci, dacă suntem vigilenți, dacă suntem luptători, dacă îndeplinim disciplinele spirituale la care ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu, este imposibil să mai aibă vreo putere capul acesta. Grădina mormântului este grădina căutării. Capitolele 19 și 20 din Ioan. Acolo are loc în mormântarea Domnului Isus Hristos. Dar acolo are loc în vierea Domnului Isus Hristos. Este o grădina a marii Biruinci, Când piatra a fost dată la o parte, și Hristos s-a ridicat din mormânt biruitor. Și este grădina arătării. Când s-a arătat Mariei, l-a confundat cu grădinarul. Acolo era o grădină unde se zdrobeau măslinele. Să obțină prețiosul unde lemn simbolizând zdrobirea trupului Domnului Isus Hristos, în care găsim balsamul vindecător pentru sufletele noastre. Însă grădina mormântului este o grădină a căutării. Vă aduc aminte de comunicarea dintre îngeri și ucenici pentru cel căutați pe cel viu între cei morți. Și când se întâlnește Maria cu grădinarul, îl caut, nu știu unde este. Domnule, unde l-ai pus? Dragii mei, căutarea noastră este un act normal unor oameni, și vorbesc aici în mod generic, care au experimentat o odinioară cerul, perfecțiunea, desăvârșirea în prima grădină. Căutarea noastră, căutarea tuturor oamenilor, este o căutare după adevăr, este căutarea mântuirii, lumea aceasta își dă seama că este pierdută, caută soluții și nu le caută unde trebuie atunci când Pavel a predicat în Areopag și a vorbit înțelepților, filozofilor. Le-a spus, voi sunteți în întuneric, vă închinați la ce nu cunoașteți. Închinarea voastră este un mare întuneric. Stilul vostru de viață este un mare întuneric. Și spune, Dumnezeu ne-a creat, ne-a dat viață și mișcare. Și spune, că omul, dacă îl caută pe Dumnezeu și bâșbâind dă de el, atât de aproape de fiecare dintre noi este. În dimineața aceasta, împărtășirea noastră reprezintă actul complet al reabilitării noastre, de la grădina căderii până la grădina căutării și mulțumim lui Dumnezeu Că l-am găsit pe Domnul Isus Hristos. Că îl avem pe Domnul Isus Hristos. Grădina asta poate să devină în dimineața aceasta și poate că a devenit deja pentru marea majoritate din noi grădina cerului, grădina unde îl vedem pe Hristos cel înviat, unde ne avem un drum înapoi spre paradis. Știți ce mi se pare extraordinar? Pomul vieții. Nu este undeva într-o grădină pe pământ. Este în grădina lui Dumnezeu din cer. Este în cetatea lui Dumnezeu din cer. Căutarea ta trebuie să ajungă la capăt în dimineața aceasta. Dacă ești încă în confuzie, dacă încă te lupți cu căderi, cu păcate, cu ispite, cu neascultare. Dacă încă simți că în loc să fii sub binecuvântarea a ceea ce a dat Dumnezeu pentru noi, ești încă sub blestemul și consecințele păcatului, nu trebuie să fie așa. Nu trebuie să rămână așa. Intră în grădina biruinței. Vedeți când vorbim despre grădina din cântarea cântărilor. Ascultați ce lucruri frumoase spune aici. Odraslele tale sunt o grădină de rodii, cu cele mai alese roade. Știți că noi suntem în grădina Domnului Isus Hristos și îi facem mare plăcere să se plimbe prin grădina Lui. Că spune în capitolul 5, versetul 1, eu intru în grădina mea, soromireasu. Locul lui este proprietatea lui. Capitolul 6, versetul 2. Iubitul meu s-a coborât la grădina lui, la stratul de miresme, ca să-și pască turba în grădin și să culeagă crim. Și apoi m-am coborât în grădina cu nuț să văd verdeața din vale, să văd dacă am mugurit via și dacă au înflorit rodile. Dragii mei, noi suntem grădina lui Dumnezeu. Grădina vechi testamentală a fost pustită. Și Dumnezeu a creat o altă grădină. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Isaia 51 cu 3. Tot astfel Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui mulțumiri și cântări de laudă. Verset, capitolul 58, versetul 11, Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Și tot în Isaia 61 cu 11, Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale capitolul 61, versetul 11, căci după cum pământul face să răsară lăstarului și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu, să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Noi suntem grădina lui Dumnezeu și Israelul va avea parte de o înflorire, de o înviorare. În timpul domniei de o mie de ani, Dumnezeu va restaura grădina Poporului sau Israel. Dar astăzi, aici și acum, la masa Domnului. Nu numai că suntem în grădina lui, suntem grădina lui. Și mă rog din toată inima, Domnul, să dea o ploaie binecuvântată și bogată peste grădina lui, să o ude, să o facă să rodească, să fie locul plăcut unde vine și privește și admiră. Mi-a plăcut toată adolescența mea să mă plim prin grădini, prin parcuri. Să admir mirosul, să admir priveliștea. Pentru Domnul Isus Hristos, noi trebuie să fim locul acela al roadelor binecuvântate, al trăirilor binecuvântate. Nu există o părtășie mai adâncă decât mirele să intre în grădina lui și să se învioreze admirând rodul suferințelor sale.